Dat că va avea o carieră de vis la Bollywood, însă criticii de film deja i-au tăiat aripile. Iulia Vântura a fost pulberată de presa indiană și făcută cu ou și coțet, asta probabil spre dezamăgirea lui Salman Khan. Nu s-a mulțumit cu puțin și a vrut să devină star internațional, dar a fost făcută praf din prima. Iulia Vântur și-a făcut debutul în urmă cu o lună în lumea bollywoodiană, însă a fost umilită de jurnaliștii indieni. O tărie este un test chinuitor al răbdării. Primul lucru pe care l-am făcut atunci când am ieșit din sala de cinema a fost să iau o pastilă pentru durere de cap. Dansul și interpretarea Iuliei din filmul Oteri i-au lăsat reci pe criticii de film. Aceștia sunt de părere că este o totală pierdere de timp, iar piesa Un Bacum a provocat o mare durere de cap. Degeaba a dat blondina din șolduri printre șarfe colorate pe ritmuri indiene, că se pare că tot nu a impresionat publicul de acolo.